Preasfinte Pavel, mărturisitor al credinței și slujitor credincios al lui Hristos, te rugăm să fii mijlocitorul nostru înaintea Domnului, să ne aperi și să ne ocrotești în toate împrejurările vieții, Tu, care ai suferit pentru dragostea Ta pentru Hristos și pentru adevărul credinței. Roagă-te pentru noi, cei ce suntem atinși de persecuțiile și ispitele vieții acesteia. Ajută-ne să fim statornici în credința noastră, să ne ridicăm cu curaj împotriva răului și să mărturisim neabătut adevărul Evangheliei. Învață-ne, preacuvioase Părinte, să fim răbdătorii în suferință și în necazuri, să ne încredem întotdeauna în puterea lui Dumnezeu și în harul Său Mântuitor. Fă-ne să conștientizăm slava împărăției cerurilor și să nu ne clintim în credința noastră, chiar și în fața celor mai grele încercări. Ajută-ne să fim modele de credință și de sfințenie în mijlocul societății în care trăim, să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru prin toate faptele și cuvintele noastre. Învață-ne, preacuvioase Părinte! Să fim milostivi și iubitori față de cei în nevoie, să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc și să cerem lui Dumnezeu iertarea. Pentru ei și îndreptarea răului din sufletele lor, fă-ne vrednici de darurile și de harurile lui Dumnezeu, să ne învrednicim de iertarea păcatelor și de viața veșnică în împărăția Sa. Amin.